Bine ați revenit la mobilisimo.ro, telefonul este LG G Flex, jocul se numește Tabletop Racing. Dacă ați vrut vreodată un rival pentru Revolt, e bine, acesta este rivalul. Hai să facem o cursă rapidă. Ce înseamnă Revolt? Jocuri cu mașinuțe, prin casă. Ce înseamnă Tabletop Racing? La fel, curse prin bucătărie, prin sufragerie, lângă hamburger și pere, folosind mașinuțe, chiar și câte un ice cream truck. Diferențe că față de Revolt, acest joc are o grafică mult mai bună. Observați și efectele de iluminare și nivelul de detaliu al vehiculelor. În Revolt aveam o grafică de 1999, aici simțim că jucăm un joc modern. Observați că accelerarea și frâna este automată la acest joc. Avem și pick-up-uri de arme și tot felul de power-up-uri. Mare atenție la aceste curbe. Iată, avem un EMP Pulse care dezactivează mașinile din jur. Putem face și upgrade-uri ale mașinuțelor. Ce mă deranjează e că aceste upgrade-uri se desfășoară pe un anumit parcurs, nu puteți să upgradați ce vreți voi. Trebuie întâi accelerația, apoi manevrabilitatea, apoi boosturile sau în ce metodă vi se sugerează de către joc. Ați văzut câteva power-up-uri, bombă lăsată în spate, accelerație extra, iată, am căzut de pe circuit. Jocul nu e foarte greu, e distractiv, grafica arată, după cum am spus, surprinzător de bine. Nici muzica de fundal nu e chiar rea, deși nu spune nimic. De obicei sunt cover-uri după melodii celebre. Cam toate cursele au în jur de 3 tururi. Și încă o dată observați felul în care se reflectă lumina în capota acestui vehicul. Nici mașinile nu costă foarte mult. Jocul are și avantajul că este gratuit. Nu cred că veți simți nevoia de in-app purchases. Și personal mi se pare acest joc de 1000 de ori mai amuzant decât Revolt 1 și Revolt 2, pe care știți că nu prea l-am apreciat, mai ales din cauza graficii și a modului în care se comportă rivalii, deoarece cursele sunt foarte grele. Tabletop Racing vine de la Playrise Digital, care e creatorul, co-creatorul jocului Wipeout de pe PlayStation. Acest joc vă oferă 17 mașini upgradabile, 8 circuite pe care să vă jucați, 4 campionate, peste 30 de eventuri speciale și aveți la dispoziție și 6 moduri unice de gameplay, 9 power-up-uri și salvare în cloud. Dacă vreți să vă jucați pe alt device, o faceți fără probleme. Iată campionatele deblocate. Hai să vedem, iată, această cursă are scopul de a lovi un anumit inamic într-o limită de timp. Există o anumită doză de umor în acest joc. Asta te cucerește, nu e neapărat un joc de curse, un joc de amuzament. Aici trebuie să-l urmărim pe un nefericit, să accelerăm și dacă îl bușim se încheie cursa. Avem o limită de timp, idealul este să o facem în 12 secunde. Iată, am mers pe o roată puțin, un adevărat Indiana Jones al condusului. Și probabil că vom depăși limita de timp, dar nu putem să nu ne oprim și să admirăm grafica acestui joc. Într-o sufragerie plină de jucării, într-o bucătărie plină de mâncare sau oriunde vi se oferă șansa să faceți curse, veți fi atrași de această grafică. Hai să vedem și o altă cursă. Hai să o vedem pe aceasta. Aici nu mai e vorba de arme, trebuie doar să conduceți, nu mai trageți cu nicio armă. Ați văzut și sistemul de control, dreapta-stânga și un buton de power-up, mai simplu de atât nici că se poate. Bănuiesc că avem și opțiunea de tilt, care personal nu prea îmi place. Se cam repetă mediile în acest joc, deocamdată n-am avut nicio cursă în bucătărie, mai mult în sufragerie. Observ că există și curse nocturne, dacă pot să le zic astfel. Este ceva mai întunecat mediul din jur. Uită și un pod, un abecedar, niște jucării, niște cubulețe. Și o micuță mașină de surfing pe care am condus-o înainte să o cumpăr pe aceasta. O să vă arăt și upgrade-urile imediat. Iată că deși nu avem arme, putem să jucăm murdar, am fost împinși. Fault de cartonaș roșu. Hai să ascultăm și muzica puțin. Observați cât de bine poate să arate acest joc pe ecranul de 6 inch al lui LG G Flex.
Printre power-up-uri pe care le puteți să le luați se numără Turbo, Rachete, EMP Burst, tot fel de bombe pe care le lăsați în spate, iată sacrificiul pentru un joc gratis, reclamele, și iată garajul cu mașini, unele sunt de epocă, altele sunt funky, altele au formă de cârnat sau de Veyron, și iată ce înseamnă upgrade, speed, grip, acceleration, armor și turbo, toate upgradabile după un anumit model pe care vi-l recomandă jocul. Iată, am ieșit din greșeală, revenim imediat. Ok, iată, puteți să și vopsiți mașina în culorile dorite, din păcate și asta costă bani. Și puteți să schimbați și pneurile, o grămadă de opțiuni. Aparent asta influențează comportamentul mașinii în timpul cursei. Observați că butoanele touch ale lui LG G Flex sunt ascunse în acest mod, e o opțiune specială a telefonului. Despre asta în review, o ultimă cursă. Dar între astea sunt opțiunile, control simplu sau tilt, și hai să mai facem o ultimă cursă, de această dată în bucătărie. Bine, iată, am văzut niște cărnați aici, pe semne că asta e bucătăria. Cursele sunt de tip time trial, eliminări, campionate, cu o grămadă de curse și puncte. Iată și o muzică funky în fundal. Se vă scăde bine arată aceste lămâi, sucuri, ketchup-uri, sandwich-uri, palmieri, pepeni, brioșe. Totul foarte bine randat. Și iată, ne-a ieșit blocat puțin. Cine ce crezut că putem trece cu mașina de fripturi și cârnați? Și într-un joc gratuit, amuzant, doză mare de umor, cu 10 clase peste Revolt, care nu mi-a plăcut deloc. Revolt l-a jucat lumea de dragul jocului din anii 90 și nu pentru că este bun, hai să fim serioși. În schimb, Tabletop Racing e un concept complet nou, amuzant, îi dăm nota 9-20 din 10, mi-a plăcut foarte mult, mai este și gratuit, arată bine și pe LG G Flex. Și am o presimțire că acest joc se mișcă și arată bine chiar și pe terminalele ceva mai slab dotate. De la mobilissimo.ro, o notă de 9-20 din 10 pentru Tabletop Racing. La revedere!